seara, doamnelor și domnilor, capital special. În această seară, în timpul valului 2 de pandemie și în prag de alegeri, iată, am alături de mine pe primarul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacovriții. Bună seara, domnule primar! Bună seara! Ca să intrăm direct în subiect, să nu mai lungim cu introducerile, iată că valul 2 de pandemie ne-a prins iarăși pe picior greșit, în sensul că nu ne așteptam, sau cel puțin eu nu mă așteptam să fie atât de agresiv. În ultima perioadă, din păcate, cu mare durere în suflet spun chestia asta, o mulțime de prieteni și cunoscuți și apropiați s-au stins în urma acestei nenorociri care s-a bătut asupra noastră. Iată că valul 2 de pandemie este imprevizibil, a fost imprevizibil, nu știu, acum suntem în urcare, suntem pe platou, nu știu, noastră ce părere aveți? Da, e o situație dificilă, mai ales că valul 2, vedeți, a venit foarte puternic în toată Europa și deja sunt state care au luat măsuri mult mai drastice decât s-au luat în România în ultima perioadă. Chiar discutam dimineață cu cineva de la DSP și îmi spuneau că, de exemplu, în Ungaria măsurile sunt mult mai restrictive cu privire la mișcarea persoanelor, la libertatea de mișcare a persoanelor. De exemplu, undeva la orele 19 seara deja este interzis să mai ieși pe stradă fără un motiv bine întemeiat și așa mai departe și multe alte lucruri. Însă, ce este îngrijorător, așa cum spuneți și dumneavoastră, numărul foarte mare de infectări, chiar dacă a crescut capacitatea de testare și în România, astăzi se testează în jur de 40.000 de teste pe zi și avem undeva în jur de 9.000-10.000 de infectări. Deci foarte mult și de aceea s-au și luat aceste măsuri care sunt contestate, unele dintre ele, de multă lume, însă, până la urmă, cred că cel mai important lucru în această perioadă este sănătatea populației, sănătatea copiilor și a persoanelor în vârstă, deci acestor categorii vulnerabile. Și atunci, și măsura cu închiderea școlilor și cu măsura de restricționare a circulației pe timpul nopții, sunt măsuri care nu fac altceva decât să se încerce să se limiteze această posibilitate de transmitere a virusului, în special de la persoanele asimptomatice către cei care sunt mai vulnerabili. Dar, vedeți, nu știe nimeni exact cum va evolua această pandemie. Există deja mutații ale acestui virus. Chiar dacă vaccinul încă nu a apărut, se discută de acest vaccin. Problema este că nu există un tratament standard și un tratament care să fie și să meargă pentru toată lumea. Da, și cu atât mai mult a crescut numărul de victime, numărul de decese. Exact. Oamenii din jurul nostru, din comunitate, care dispar așa, e adevărat, de pe zi pe alta, fără să ne dăm seama. Da, e adevărat, asta din păcate se întâmplă și la noi. Și când spun la noi, sigur, mă refer și la România, dar mă refer și la Petroșani. Sunt în Petroșani astăzi, de exemplu, indicele acela de infectare cu COVID-19 la 1000 de locuitori, astăzi este 2,6. Mic, foarte mic. Da, dar totuși în creștere, pentru că am avut, alaltăieri am avut 2,18, cu o zi înainte am avut 1,68, mă scuzați. Deci suntem sub 3 la mie, e adevărat, în județul Hunedoara media este de peste 3 la mie și sunt localități care sunt cu 6, 7 sau chiar 10 la mie de locuitori. Dar, repet, este foarte important ca fiecare dintre noi să încercăm să ne protejăm pe noi și pe cei din jurul nostru cât mai mult, fie că vorbim de portul măștii, de măsurile de dezinfecție, distanțarea socială este foarte importantă și, dacă vreți, responsabilitatea pe care fiecare dintre noi o avem față de celălalt. Da, ce măsuri ați mai întreprins? Că vine în afară de a pune desinfectant la scările blocurilor sau știu eu, de a spăla străzile.
Nu știu, asta, la ce v-ați mai gândit? Asta putem să facem noi ca și autoritate publică locală, însă am aplicat toate măsurile care au fost stabilite la nivel național, de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, ulterior fiecare decizie la nivel de Comitet Județean. A fost o întreagă polemică legată de piețe și de regulile care trebuie să respectate acolo. La Petroșani am avut posibilitatea să scoatem pe platoul din piață, care are pereții rabatabili, pentru că așa l-am prevăzut de la început, astfel încât producătorii agricoli să poată să-și desfacă în continuare produsele din gospodărie. Boxele din Piața Mare, din hal, au rămas deschise, boxele de carne, de lapte, de brânză și așa mai departe, pentru că ele sunt asimilate unor magazine, deci nu sunt spațiu liber. Exact. Și atunci, sigur că apare acest inconvenient, că este frig afară, urmează perioada de iarnă, să sperăm că în următoare 30 de zile, cât a fost instituită această măsură, să putem să menținem pe platoul de afară aceste produse. Da, ca să continuăm în aceeași notă, știu că aparatul pe care l-ați achiziționat la Spitalul de Urgență Petroșani, aparatul PCR pentru analizele de coronavirus, se află în linie dreaptă această acțiune? Da, este în linie dreaptă? Nu l-am achiziționat, sunt în procedură cei de la spital, cu ce suntem în linie dreaptă, cu amenajarea spațiului pe care l-am pus de personal? La dispoziție, da, și personal. Acum se lucrează la procedura de licitație din discuțiile pe care le-am avut eu cu conducerea spitalului. Undeva în maxim 2-3 săptămâni de zile vom fi în situația în care să putem să avem acest aparat la Petroșani. Bun, și era o problemă, se făceau chiar pariuri vis-a-vis, ca să folosesc așa o figură de stil, lumea chiar era curioasă să știe dacă există și personal calificat. Există personal calificat. Trebuie personal certificat, cum ar veni, nu neapărat calificat. Nu, trebuie instruit în această zonă de manipulare și de exploatare a aparatului în sine, însă noi avem personal calificat la laboratorul de analize din cadrul spitalului, dar cu siguranță... Probabil că și firma producătoare va face un instructaj cu personalul care se va ocupa strict de acest aparat. Da, asta nu înseamnă că nu va trebui probabil să și suplimentăm personalul. Se pare că victimele acestui flagel sunt din ce în ce mai multe. Credeți că Spitalul de Urgență Petroșani va deveni spital COVID? Da, aici e o discuție. E o discuție, deocamdată Spitalul de Urgență a rămas Spital de Urgență, nu este nici Spital COVID, nici suport COVID, tocmai datorită specificului pe care îl are Spitalul de Urgență din Petroșani, care deservește toată zona Văijivului și în special faptul că există activitate în subteran în Valea Jiului, sunt peste 3.000 de oameni care sunt încă angajați la complexul energetic și care lucrează o mare parte dintre ei în subteran. Și atunci am găsit înțelegere să nu transformăm spitalul în suport COVID sau COVID, însă dacă situația se va înrăutăți la nivel național și la nivel județean, atunci probabil că toate spitalele vor deveni COVID sau suport COVID. Dar deocamdată reușim să menținem spitalul așa, se fac intervenții chirurgicale, se fac tratamente oncologice, toată categoria de specialități sau toate specialitățile medicale funcționează, nu mai avem nicio secție închisă la Spitalul de Urgență și sigur că ne dorim să reușim să menținem această stare de lucruri în continuare la nivelul Spitalului de Urgență. Vestea bună că până la urmă știți că tot rău e spre bine, e un proverb, mă rog, care urmează să-și dovedească veridicitatea și în acest caz. Se pare că în luna decembrie vom beneficia de un vaccin, acum o să folosesc și nume de firme, că nu e o problemă. În acest caz, firma Pfizer, firma americană Pfizer cu firma germană BioNTech,
au produs în colaborare un vaccin cu o rată de, cu o rată de succes de peste 90%. Și se pare că va ajunge și în România în luna decembrie. Și cum sfătuiți populația să se vaccineze, să nu se vaccineze, să... Mamă, personal, cum veți proceda? Vă veți vaccina cu acest... Cu acest vaccin? Cu acest vaccin. Cu siguranță, în toate țările din Europa, dar, mă rog, sau din lume, acest vaccin va fi disponibil în prima fază pentru cei din domeniul sănătății. După aceea, pentru cei care lucrează în domenii strategici, să spunem, de siguranță națională, nu știu, dar probabil că așa se va întâmpla. Și ulterior se va merge spre persoanele în vârstă și copii, probabil, după care vor fi vaccinate celelalte categorii. Însă eu, sigur că am încredere în acest vaccin și, în general, sunt adeptul vaccinării. Vaccinurile de orice fel și-au dovedit eficacitatea de-a lungul a ultimilor 50 de ani, să spunem, ca să nu mergem mai departe. Și acest vaccin, dacă va fi pus pe piață, așa cum se spune și am văzut și eu știrile, înseamnă că a trecut toate etapele acestea de studiu și de verificări și de teste, astfel încât să poată să fie folosit în masă. Sigur că o să mă vaccinez în momentul în care el va fi pus pe piață, dar, repet, nu o voi face nici preferențial, nici privilegiat. Voi aștepta și voi respecta toate condițiile impuse de cei de la Ministerul Sănătății. Da, deci, până la urmă, sunteți pro-vaccin și vă veți vaccina. Eu sunt pro, da, și cred că un vaccin de acest gen cu siguranță va reduce foarte mult numărul de decese din cauza acestui virus. Mai ales că mai sunt încă alte 15 vaccinuri care vor apare în perioada imediat următoare. Nu să avem, nu să avem, o să avem pe ales așa să facem câte două, trei ca să... Da, probabil, pentru că și acum există vaccinuri antigripale, da, sezon, pentru gripa de sezon, întotdeauna au existat aceste vaccinuri care, ca și principiu, sunt cam pe același principiu, pentru că este vorba tot despre virus. Da, acesta este un virus nou care, sigur, a necesitat un vaccin adecvat și adaptat pe ceea ce înseamnă virusul SARS-CoV-2. Bun, să trecem un pic și pe la Primăria Petroșani. Pe la Primăria Petroșani, cum stați cu Consiliul Local? Aveți majoritate? Cu Consiliul Local încă nu suntem în plenitudinea forțelor, ca să vorbesc așa. Avem majoritate. Nu e vorba de majoritate. Suntem 18 consilieri din 19 care au depus jurământul, pentru că prin retragerea domnului Avram din Consiliul Local, practic s-a vacantat un loc. Noi am făcut demersurile, am trimis documentele la judecătorie pentru cel care vine în locul domnului Avram de la PSD. Dar de ce să fie retras? Că el zicea că vrea să lupte pe baricade, să facă treabă, să facă o opoziție 4 ani, să se pregătească, să se antreneze pentru următoarele alegeri. Oare ce să fie întâmplat? Eu nu știu ce s-a întâmplat și nu e problema mea. Însă, ce să zic, domnul Avram a spus foarte multe, de foarte multe ori, lucruri care până la urmă s-a dovedit a fi minciuni. Da. Asta este, cum se spune, alegerea fiecăruia. E o alegere la nivel personal. Da. Nu știu, chiar nu știu. Bun, deci până la urmă e vorba de majoritate, că asta contează. Cum? Da, deocamdată nu, până nu se va nu va depune jurământul și cel de-al 19-al consilier, nu putem să vorbim de majorități sau de crearea unei majorități. O să vedem după ce se va întâmpla. Cu siguranță, la un moment dat, va fi o majoritate care va alege și un viceprimar și, sigur, vom intra într-o logică a lucrurilor din punctul acesta de vedere. Și până atunci mai țineți ședințele de Consiliu? Da, ținem ședințele de Consiliu. Săptămâna trecută am avut ședința de Consiliu în care, practic, am constituit comisiile de specialitate. Fără aceste comisii nu puteam să avem alte proiecte de hotărâri, pentru că trebuie
trebuie avizele comisiilor, chiar dacă avizele sunt consultative, ele trebuie să existe. E pozitiv sau negativ, avizul trebuie să existe pentru ca un proiect de hotărâre să poată să fie votat sau, mă rog, respins. Și atunci, săptămâna viitoare, vom avea o ședință de consiliu în care va depune jurământul noul consilier de la PSD și cu siguranță vom avea pe ordinea de zi proiecte importante, pentru că avem de clarificat și chestiunea legată de deșeurile menajere, care trebuie trecută prin Consiliul Local. Până la urmă, cu deșeurile menajere, cum rămâne? Că e o situație incertă. Da, în acest moment, firma care deservește toată zona 4, care face această operațiune de colectare a deșeurilor menajere, a prelungit perioada în care a spus că încă operează până consiliile locale din cele 8 localități, cele 6 orașe și municipii, plus Bănița și Barul Mare, care sunt în aceeași zonă de acțiune a celor de la Supercom, vor trebui să adopte aceste hotărâri de consiliu prin care se echilibrează contractul pe care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Hunedoara îl are cu Supercom. Deci aici nu are fiecare primărie contract cu Supercom, este un contract pe toată zona făcută de către acest ADI pe deșeuri, unde în momentul în care s-au accesat acești bani europeni, toate UAT-urile, toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Hunedoara au intrat în această asociație cu acest scop. Deci nu putem în acest moment să spunem noi că nu mai vrem să facem cu operatorul respectiv din diferite motive, pentru că avem niște angajamente și când spun avem, vorbesc de întreg județul, inclusiv de Consiliul Județean și celelalte UAT-uri. Ruperea acestui contract sau, mă rog, închiderea lui din diferite motive ar duce la o situație foarte complicată și destul de greu de gestionat în continuare. Odată România riscă, din cauza județului Hunedoara și din cauza zonei 4, pentru că zona Valea este zona 4 de colectare, riscă să intre în infringement. Adică infringement ce înseamnă? Încep să curgă penalități pe care statul român trebuie să le plătească către cei de la Comisia Europeană, datorită faptului că nu s-au ținut de cuvânt, între ghilimele, ca și parteneri. Și atunci statul român se va îndrepta împotriva UAT-urilor, da, pentru a-și recupera acești bani. Sunt niște sume foarte mari, proiectul în integralitatea lui costă aproximativ 55 de milioane de euro pe tot județul Hunedoara. Deci vă dați seama că e o sumă foarte importantă. Da, eu sper să reușim să trecem peste acest moment. Am avut o discuție cu președintele Consiliului Județean la Petroșani acum o săptămână jumate, două, în care am discutat toți primarii și cu cei de la ADI Deșeuri să vedem exact ce trebuie făcut. Toți am fost de acord că vom introduce în consiliile locale aceste proiecte de hotărâri cu echilibrarea contractului. Da, deci până la urmă mai trebuie să așteptăm să vedem ce se va întâmpla, că totuși a trecut mult timp de când persistă această situație și da. Exact ca și Green Line, se pare că și asta cu gunoiul. Da, din păcate trebuie, apar tot felul de situații, însă în momentul în care am intrat împreună într-o astfel de construcție, trebuie să ne ținem fiecare de acest parteneriat. Sigur, sunt probleme, trebuie discutate, trebuie analizate foarte bine, însă nu putem să luăm niște decizii care ulterior să afecteze întreaga populație a Văijiului din cauza unor lucruri care nu au fost rezolvate la un anumit moment dat. Da. Pasajul la nivel de cale ferată de pe sub podul dinspre Coronie, se pare că se lucrează la el? Sau? Da, s-a lucrat la el. A fost o reparație pe care cei de la CFR
au făcut-o în urma intervențiilor mele. Cine că am văzut eu asta cu mașina într-o gaură, era o gaură pe marginea, da. Pe marginea pasajului. Au făcut o reparație pentru că am insistat, am și luat legătura cu cei de la Ministerul Transporturilor prin intermediul doamnei Stănescu, care Petruța este, Stănescu. Da, și ne-au promis cei de la CFR că pentru anul viitor vor introduce această trecere la nivel cu calea ferată în programul de investiții și va fi reabilitat complet cu dale elastice, astfel încât disconfortul creat la această trecere să fie cât mai mic. Dar pe investiții anul acesta nu s-a mai putut face pentru că procedura durează foarte mult, nu se mai putea modifica lista de investiții și așa mai departe. Dar au făcut o reparație astfel încât au remediat cât de cât ceea ce era acolo. Bun, la nivel de club sportiv, știu că ați depus niște pași. La nivel de club sportiv, săptămâna trecută s-a semnat contractul de lucrări între Compania Națională de Investiții și constructorul care a câștigat licitația cu construcția bazei sportive de la Jiul Petroșan. Este vorba de un teren de fotbal cu suprafață artificială la dimensiuni normale, deci de 100 de metri pe 45, cu tribune, cu nocturnă, cu spații administrative și cu un mini teren de fotbal, basket, handbal. Adică în interiorul stadionului. În interiorul stadionului. Deci s-a scos gazonul. Nu pe gazonul, nu pe stadionul mare. Nu pe stadionul mare. Nu, e vorba de terenul 3 de zgură și terenul 2. Care era s-a transformat în suprafață artificială, dar și terenul 2, care o parte din el va fi ocupat de această nouă bază sportivă. Practic e o nouă bază sportivă acolo. Firma Succes, mai aveți parteneria cu firma Succes? Nu. Firma celor de la Șirineasa nu mai e de 2 ani de zile la Petroșani. Clubul sportiv municipal este finanțat în integralitate de către primărie. Deci echipa de fotbal Jiu este în cadrul clubului sportiv municipal și echipa este în divizia C, echipa de fotbal. Ce buget aveți alocat pentru echipa de fotbal? Pentru anul acesta am suplimentat bugetul cu 80.000 de lei pentru că există o cheltuială cumva neprevăzută. N-am prevăzut că la fiecare 2 săptămâni n-aveam cum să prevedem în momentul în care n-am fost în divizia C, în divizia D, acest lucru nu se cerea, se cere test COVID la toți componenții echipei, deci din 2 în 2 săptămâni trebuie să facem aceste teste contra cost și un test este undeva în jur de 250 de lei. La privat, păi nu putem să facem în altă parte. La spital nu se poate? Păi nu se poate la spital, că trebuie să plătim, adică astea sunt teste cerute, nu că e suspiciune de boală, e test la cerere, exact. Da, e o cheltuială în plus. Deci în total bugetul s-ar ridica la cât până la urmă? Pentru anul acesta bugetul ajunge undeva până în aproximativ 1.500.000 de lei. Și aveți un obiectiv cu această echipă? Nu, avem un obiectiv de a rămâne în divizia C și de a putea să ne consolidăm această poziție, să închegăm lucrurile acolo, pentru că e o diferență între divizia D și divizia C. Mare. Da, este o diferență mare și de prestație și de organizare și de costuri și așa mai departe, dar eu repet, cred că Jiul și istoria Jiului Petroșani și Petroșanul în general merită să aibă o echipă de fotbal deocamdată în divizia C și sigur vom vedea pe parcurs ce se va întâmpla, deși foarte mulți au fost sceptici că vom ajunge și în divizia C. În cadrul acestui club se oferă toate condițiile de știu eu, de cazare, de mâncare? De cazare și de mâncare nu. Noi avem jucători autohtoni din Valea Jiului, n-am apelat la alți jucători. Stadionul oricum are niște anexe și stadionul are această, avem această posibilitate. Niște cămine sunt anexe. Da, dar dacă vreți, intenția noastră este de a crea condiții cât mai bune pentru copii și juniori și ei să meargă mai departe și să joace la echipa mare. Nu să aducem din altă parte jucători deocamdată. Deci aveți și echipă de juniori? Avem și echipă de juniori și de copii, da. Deci accentul vrem să-l punem pe copii și juniori care să poată să crească și să
joace la echipa mare, deci nu s-a duce, nu știu, de la Craiova sau de la din altă parte. Da, așa cum vorbeam și înainte de misiune, sigur, limita posibilităților ați putea să aveți o contribuție și la alte sporturi, de exemplu tenis de masă sau știu, șac sau... Avem aceste alte... secții, sunt în Clubul Sportiv Municipal. La secția de tenis de masă, într-adevăr, avem o problemă acolo. Domnul care se ocupa de secția de tenis de masă are probleme de sănătate, însă ne vom îndrepta atenția și să vedem. Vom găsi pe cineva care să preia această secție de tenis de masă în continuare. Avem secție de tenis de câmp, avem secție de șah, avem secție de karate, avem secție de box, de atletism. Sper să nu fi uitat pe cineva. Deci avem mai multe secții, dar, repet, în special pe copii și juniori. Nu avem, la fotbal avem echipa aceasta de amatori și de adulți, cum ar veni, dar în rest avem copii și juniori. Da, să mă referam că totuși Valea Jiului a avut mari rezultate în sport. Uite, mă gândeam la clubul de popice de la Petrila și de la Vulcan, și da, de la Vulcan, campioni naționali la un moment și dat. Europeni. Și europeni. După da. Aia clubul de tir cu arcul de la Ninoasa, celebru, un tip, nu știu dacă mai există. Există și cred că este și centrul național de pregătire pentru tir cu arcul. Chiar am vorbit cu domnul Habian, care este antrenorul, dacă nu mă înșel, lotului național de juniori a României. Acolo la Ninoasa lucrurile din acest punct de vedere merg foarte bine și am înțeles că se fac și investiții în baza sportivă. Se creează condiții mai bune pentru, în special pentru copii și juniori. Deci au fost tot felul de sporturi, pe lângă fotbal, care este sportul fanion al Văii Jiului. Au fost și sunt în continuare aceste sporturi de care vorbeați dumneavoastră, dar care nu mai sunt la nivelul performanței de altă dată. În primul rând, din lipsa susținerii financiare, efectiv, toate aceste sporturi erau susținute de minerit și de complexul energetic sau Compania Națională a Huilei, cum se numea înainte. Acum, Compania Națională a Huilei nu este în imposibilitatea de a mai susține așa ceva și toate aceste cheltuieli sunt susținute de către primării în toate orașele. Cred eu că nu mai există vreun club privat. Nu știu să există. Da, așa cum vorbeam în numeroase rânduri de câte ori ne-am întâlnit și în campania electorală și înainte și, mă rog, și în discuții private, am ajuns de comun acord la ideea că turismul este principala ramură economică viabilă pentru Valea Jiului, sigur în contextul în care există și o lipsă acută de personal, pentru că așa ar putea veni o mulțime de investitori, dar nu au forță de muncă eficientă și îndestulătoare ca să-și poată desfășura aici o activitate mai laborioasă și mai cuprinzătoare. Revenind la latura aceasta economică a turismului, părerea mea este că ar trebui măcar la 2 săptămâni, bine, sigur, și perioada de pandemie, după ce se va încheia această perioadă, să faceți festivaluri, măcar la 2 săptămâni, cât un festival de ceva, nu știu, festival de olărit, festival de artă populară, festival, adică în contextul în care prin aceste festivaluri dese și pe diferite teme, să atragem turiști care, la rândul lor, un turist mulțumit va aduce 2 turiști mulțumiți. 2 turiști în viitor. care vor putea fi mulțumiți. Da, așa este și să știți că ne-am gândit și noi la acestea. Am și început să facem tot felul de activități, fie sportive, fie culturale, fie tradiționale. Aceste festivaluri naționale, internaționale, să vină absolut. Lume. Absolut. Publicitate pe media, pe internet, pe... Exact, vedeți ce a făcut și teatrul Ide Sârbu cu acel festival de teatru. Este, da, uitați-vă un punct ce de a făcut Antoldu din Cluj. Antoldu uitați-vă din Cluj bine, este, care, bun, acolo e o chestiune privată. Dar a plecat privată. De jos, da. n-a plecat de sus, a plecat mai de jos. Da, uitați-vă, acum, de 2 ani de zile, festivalul de la Mamaia, festivalul Never de muzică... Six.
nevârsi sau ceva de genul. Da, 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 da. Da, bun, aici e adevărat, însă toate aceste festivaluri mari, internaționale, de care spuneați dumneavoastră, sunt finanțate din fonduri private. Legislația nu ne permite, infrastructura necesară. Da, legislația nu ne permite nouă autorităților publice locale să investim bani în astfel de evenimente la nivelul acela. Aici trebuie mediul privat să intervină, așa cum e și la Cluj. Să crea o structură în cadrul primăriei care se ocupă de festivalul, în sensul de a le organiza ca și dată, ca și temă, și să se găsească, să caute, să găsească sponsori și firme private, nu, care să implice. Da, da, sigur, lucrurile nu sunt simple. Noi am început aceste demersuri legate de tot felul de activități, fie că vorbim de târgul de produse tradiționale, care îl făceam în octombrie-noiembrie, vă aduceți aminte, festivalul berii, aveam zilele municipiului, sigur, acolo era o altă chestiune, dar am încercat să facem tot felul de competiții, cu sprijinul lui Tomi Coconea cu Run the Lift, care este de mare succes, cu sprijinul domnului Avramiancu, care are o competiție cu Parangul Night Challenge și așa mai departe. Am dat două exemple, cei doi, și Coconea și Avram, sunt cunoscuți la nivel național și internațional, sunt niște simboluri din acest punct de vedere și încercăm pe cât posibil să facem și să atragem și pe această cale către Petroșan și către Valea Jiului tot felul de activități de acest gen care să creeze emulație și să aducă turiști în zonă, fie că vorbim de turismul de iarnă, fie că vorbim de turismul de vară, a sporturilor extreme, să punem în valoare muntele și vara. Și așa mai departe. Există aceste preocupări, fie că vorbim de piste de biciclete, de mountain bike și de acele trasee despre care vorbim și la care toți primarii din Valea Jiului au fost de acord să ia parte. Noi am amenajat în Parâng o pistă de mountain bike, sunt la Lupeni, la Vulcan, la Uricani și așa mai departe. Bun, în perioada asta primăria nu cred că s-a implicat în prea multe lucruri, pentru că nici nu am când să vă implicați și nici nu mai avem voie să organizăm deocamdată evenimente în aer liber cu mai mult de 50 de persoane, cu distanțare socială și așa mai departe. Deci sunt niște restricții și din acest punct de vedere. Să sperăm că aceste lucruri vor trece cât de curând, că deja lumea a devenit din ce în ce mai nerăbdătoare și mai nervoasă și mai... Da, sunt tot felul de interdicții care, pe măsură ce trece timpul, devin stresante și chiar pot ajunge și la, pot degenera la un moment dat, așa cum s-a petrecut și în vestul Europei, cu mari mișcări de stradă. Așa este, da. Tot felul de lucruri neplăcute. Da, este o apăsare socială, clar, sunt niște limitări a unor drepturi fundamentale, cum ar fi dreptul de și libertatea de mișcare, însă în situații de acest gen se iau măsuri de restrângere a acestor libertăți fundamentale pe o perioadă de timp, tocmai pentru a preveni răspândirea acestui virus. Doamne ferește să se propage și mai mult și să ajungem, cum s-a întâmplat în Italia în aprilie, da, sau în Spania, când ați văzut ce s-a întâmplat. Din fericire, încă în România nu am avut astfel de situații. S-au fost niște tentative pe la București, pe acolo, în Piața Victoriei, mi-a venit lumea, m-a țipat, Da, într-o democrație sunt lucruri normale, pentru că libertatea de expresie nu trebuie îngrădită sub nicio formă, atâta timp cât aceste manifestări nu sunt violente. Deci. Bun. Deci, sub aspect politic, noastră sunteți, în primul rând, un om politic, ca și formație, pentru că, sigur, primarul are atribuțiuni administrative, dar candidează din partea unui partid politic și, automat, sunteți noastră un politic. E adevărat, dar să știți că un primar, și asta pot să vă spun din experiență, un primar face mai mult administrație și mai puțin politică, nu că nu și-ar dori să facă politică, însă nu are pârghii pentru a face politică. Politica adevărată, politica mare, se face în Parlament. Se face în Parlament, sigur că da. Se face în aceste structuri, da, centrale, fie că vorbim de guvernuri, politici guvernamentale și așa mai departe.
La nivel local, un primar are mai multe atribuții administrative. Sigur, asta nu înseamnă că nu face politică la un moment dat, dar prioritatea este administrarea orașului. În ce relație mai sunteți cu conducerea județeană? Pentru că sunteți legați, să zic, umbilical. Vorbiți de conducerea județeană a Partidului Național Liberal sau de conducerea a Consiliului Județean? A. De acolo vin banii, de acolo vin... Am înțeles. În primul rând că noi nu suntem subordonați Consiliului Județean. Nu, acest lucru trebuie înțeles. Cumva colaborăm, sigur că da. Și să luați pe financiar, în primul rând. Din punct de vedere financiar, da, Consiliul Județean are o posibilitate de a distribui banii către comunități, o anumită sumă de bani. Și, sigur, acolo depinde de majoritatea politică din Consiliul Județean și de președintele Consiliului Județean. Deocamdată este foarte din scurt, însă eu ce am văzut declarațiile domnului Nistor, dumnealui a spus că nu contează culoarea politică a primarilor și va trata în mod egal pe toți la fel, ceea ce eu cred că este un lucru bun. Până la urmă, aceste fonduri de la Consiliul Județean nu vin pentru primar, ci vin pentru cetățenii comunităților respective. Și vă dau și un exemplu în contrapartidă. Guvernul PNL, da, în momentul în care a venit la putere, nu a oprit finanțarea programelor naționale, fie că vorbim de PNDL, de CNI, de ANL și așa mai departe, unde sigur cu preponderență erau proiecte pe administrațiile PSD, ele, finanțările au continuat și nu s-a ținut cont de culoarea politică, pentru că aceste investiții sunt pentru cetățenii români și nu sunt pentru PSD-iști, PNL-iști, USR-iști, PMP-iști și așa mai departe. Deci, asta este un mod de a face politică la un nivel rațional, ca să nu folosesc alte cuvinte. Și am mai spus-o și o repet, mie îmi pare foarte rău că în această perioadă a pandemiei, inclusiv cu starea de urgență, dar și ce s-a întâmplat după, din păcate, celelalte partide, fie că vorbim de PSD, de USR, de PMP, de alte partide, Pro-România și așa mai departe, vedeți, toate aceste partide, prin liderii lor, dau în PNL, în Ludovic Orban, în președintele României, da, care este acum la guvernare și care se concentrează foarte mult pe gestionarea acestei crize sanitare. Am văzut doar aceste atacuri în scop electoral, pentru că s-a suprafăcut și cu perioada de alegeri locale și acum generale. În loc să fi trecut peste aceste lucruri, toate aceste partide să fi spus, hai să vedem cu ce putem să ajutăm țara asta să iasă cu pierderi cât mai mici din această criză sanitară. Haideți să vedem, uitați, noi avem expertiză în domeniul ăsta, punem și noi umărul. Nu, doar critici, doar șicane și la nivel de parlament și la nivel de discurs public și așa mai departe. Eu cred că asta spune multe despre noi ca clasă politică, ca să nu spun altceva. Acum că suntem în campanie electorală, pentru că asta este realitatea, da. Cum estimați că partidul PNL este mai pregătit decât în alegerile locale, unde, din păcate, pentru dumneavoastră v-ați cam luat o bătaie destul de... Da, în județul Hunedoara ne-am luat județul bătaie, Hunedoara, dar la nivel național, da, Partidul Național Liberal l-a câștigat. Da. De județul Hunedoara a fost cam eu sunt cam tragic pentru PNL. Da, eu sper ca Partidul Național Liberal la alegerile generale din 6 decembrie să obțină un scor mult mai bun decât am obținut la alegerile locale. Eu așa sper. Acum vom vedea în 6 decembrie ce se va întâmpla. Dar nu prea văd mișcare așa, mai multă mișcare văd la PSD decât la PNL, nu știu. Probabil și din cauza doamnei Stănescu, care este interimar. Nu, să știți că doamna Stănescu chiar este foarte activă, este foarte prezentă, chiar și în Valea Jiulia a fost săptămâna trecută cu președintele, cu directorul general al Companiei Naționale de Investiții, care este în subordinea secretarului de stat. Și a fost prezentă la Petroșan, este prezentă în fiecare weekend la Deva, Hunedoara și în restul județului, pentru că la ei este secretar de stat în funcție, merge la servici. Da? Deci nu poate să... Servici, dar ești în campanie electorală. Păi poți să fii în campanie electorală. La 4 ani, îți iei concediu. Păi da, și dacă și-ar lua tot guvernul concediu, cine ar mai face treaba? Nu știu, habar n-am. Deci un om politic responsabil se achită în primul rând de sarcinile pe care le are
din punct de vedere al administrării, fie că vorbim de primar, de secretar de stat, de ministru și așa mai departe, și după aceea se ocupă de probleme politice. Sau asta e, acum nu poate să... Și partidul trebuie să pună o persoană de aici, de județ, care... Unde? Care, nu știu, aici locul domnului Stănescu, care este interimar. Domnul Stănescu, interimar fiind, are ocupat la București, nu? Deci, practic, nu, nu avea timp să se ocupe și de... Doamna Stănescu nu trebuie să fie non-stop în județul Hunedoara. Doamna ei poate să ajute foarte mult organizația de acolo. Un scor mai mic decât ați obținut la locale. Domnul Stănescu, vă interimar, garantez. Este interimar, ce să vă garantez fac? Că o să obținem un scor mult mai bun decât am obținut la locale. Ok, asta fără doar și poate este pentru dumneavoastră un lucru de care vă veți folosi 4 ani. Este odată la 4 ani chestia asta și trebuie să... Dumnezeu nu este singură, are în jur o echipă de oameni, o echipă, e adevărat, interimară, dar există o echipă de oameni în jurul dumneavoastră care... Doamna Hărău nu mai candidează. Nu, doamna Hărău nu mai candidează, da. Deși doamna Hărău era un fanion, un portdrapel al partidului la atâția ani de zile. Este și în acest moment senator al Partidului Național Liberal. Dumneaei a decis așa să nu mai candideze, dar a rămas în Partidul Național Liberal la Hunedoara, activează în continuare. Da. Domnul Căiuș, demisionar din funcția de președinte, dar da, este pe locul 2. Pe locul 2 după doamna Stănescu. După doamna Stănescu, da, la Camera Deputaților. Și pe locul 1 este domnul Potecă, fostul prefect al județului Hunedoara. Locul 1 la Senat, da. Și doamna Lucia Muntean din Petroșani, locul 2 la Senat. De asemenea, la Camera Deputaților mai avem un candidat pe locul 5, pe domnul Vlad Lăutaru. Echipa... Câți deputați și senatori estimați că o să băgați în... Din calculele noastre, doi deputați și un senator și semi-eligibil al doilea senator. Dar asta, sigur, în funcție de voturile pe care le vom obține. Da, asta vă spun că eu, în calitate de analist politic, văd și studiez... ce se întâmplă pe scena politică și națională, dar și locală mai ușor cu campania din punct de vedere al PNL-ului. M-am și mirat. Ziceți că doamna Stănescu stă mai mult pe la București? Da, cine e șef de campanie la dumneavoastră? Doamna Stănescu este șef de campanie, pentru că este președintele partidului, dar are o echipă la nivel județean care se ocupă de tot ceea ce înseamnă logistică. Domnul Hăiuș, domnul Potec se ocupă de toate aceste lucruri. Nu știu de ce spuneți dumneavoastră că e o activitate mai slabă. Noi am fost prezenți, suntem prezenți în emisiuni televizate, deocamdată pe online. Sau poate o lăsați mai spre sfârșitul campaniei? Nu neapărat. Sigur că sunt temporizate lucrurile, însă suntem prezenți peste tot și prin activitățile pe care le facem. Nu putem și niciun partid nu poate să facă mari manifestări de masă sau adunări publice cu foarte multă lume, pentru că sunt aceste restricții, dar în rest, în mediul online, suntem foarte activi. Deci lucrurile nu stau pe loc. Sigur, probabil că emulația e mult mai mare la alegerile locale, pentru că sunt mult mai mulți oameni implicați în mod direct. Asta este un specific al alegerilor locale în raport cu alegerile generale. Și tot la fel de adevărat este că la alegerile generale tonul se dă de la centru, da? Și temele mari și politicile mari se dau de la centru, pentru că sunt alegeri generale în întreaga România. Am observat un alt ordine de idee, am observat la PNL și la liderii PNL-ului de la București că au un ton ușor caustic la adresa USR-ului și mai mult decât atât, nu știu care dintre liderii de la București a anunțat faptul că se caută după alegeri să se facă o majoritate cu PMP și am văzut și eu PMP și cu UDMR. Am văzut declarațiile domnului Sighiartău, care este secretarul general al partidului, însă nu Partidul Național Liberal a atacat USR-ul. Din potrivă, cred că invers au fost atacurile mai puternice din partea USR către PNL, însă eu am văzut aseară pe președintele USR
într-o emisiune televizată pe postul național TVR1, în care a spus că vor intra la guvernare într-o alianță cu PNL-ul după alegerile din 6 decembrie, sigur în funcție și de rezultatele pe care le va avea fiecare partid. E o alianță naturală între PNL și USR după alegerile din 6 decembrie, deci nu este nimic... Am văzut USR-ul în ultima perioadă care are un discurs, nu știu să spun eu, marxist de stânga, ceva marxist, da, anticreștin, că mi se pare că au ceva, au și cu religia și cu creștinismul sunt cam reticenți, sunt cumva centrul universului sau... Da, nu știu. Am văzut că sunt câteva curente în interiorul USR. Sunt curente și sunt haotice așa, care... dacă e să iei la bani mărunți pe USR și dacă e să iei la bani mărunți, nici alegerile nu și l-au ținut chiar corect. Președintele Barna are tot felul de afaceri, tot felul de combinații. Clotin Darman, primarul sectorului 1, ciudat, un primar ciudat al sectorului, mă rog, așa, până la urmă așa a ieșit, deși dacă s-ar fi renumărat, uitați cum e în America. Vedeți, în America încă nu este clar. Nu e stabil, nu e clar și mai mult de atâta se vor renumăra, înțeles, de astăzi câteva state, cea, se vor renumăra multe state. Pentru că se pare că... Așa e legea în America, e altă lege. În America, da. Nu știu, bine, și în România se puteau renumăra, dar, mă rog, asta e altă poveste. Așa inițial a hotărât instanța că doamna Clotilde Darman este primar, nu? Și cu asta basta. Dar da, asta nu înseamnă că putem să agrem situația sau să fim de acord cu ea, dar trebuie să o luăm ca atare. Dar, bun, revenind, nu știu, acum lăsând la o parte pe faptul că președintele Băsescu este cel care a deschis cutia Pandorei în țara asta și... Mă rog, nu pot să zic că mi-este chiar simpatic, mie personal. Da, nici mie nu este simpatic, dar probabil că președintele Băsescu a deschis altceva înainte de cutia Pandorei. A deschis tot felul de lucruri urâte, da, în istoria, a deschis tot felul de lucruri urâte în istoria noastră și va rămâne ca un președinte, în memoria noastră, ca un președinte care a făcut rău acestei națiuni și care... Nu-și merită. Mai ales că se pare că Parlamentul va scoate o lege prin care foștii președinții, așa se am văzut pe surse că se lucrează la o lege prin care foștii președinții care se vor dovedi că au fost colaboratori ai securității sau că au făcut poliție politică sau au făcut închisoare sau au fost condamnați, li se vor retrage toate drepturile. Acum, ceea ce este un lucru bun. Este un lucru foarte bun. Chiar un lucru foarte bun. Așa este. Da, deci în final discuție, că mai avem 2 minute, acum vă vedeți? Vă vedeți într-o alianță cu PMP, cu UDMR, cu USR? Da. Cum vă vedeți? Da, cu siguranță. Cu toate aceste partide la un loc sau măcar cu unul cu unul? Repet, depinde foarte deci, mult. Deci în orice caz fără PSD. Da. Depinde foarte mult de... Sau nu se știe. Nu, se știe. Că deci va fi fără PSD. Știți că la un moment dat și PDL-ul vechi, știu, mă țineți minte că tot așa se au fără buseliști, fără PSD-iști, fără PDL-iști și până la urmă au avut așa vreo 6 luni de... Da. Coabitare. Da, depinde de rezultatul ale. Dacă e să ne luăm după ceea ce vedem în sondajele de opinie, de la acest moment, PNL-ul are 32%, PSD-ul undeva la 28%, da, USR-ul e creditat în jur de între 17% și 20% în unele sondaje, trece pragul PMP-ul, UDMR-ul și am văzut că e la limită pro-România, da. În funcție de aceste rezultate, sigur că se va face o alianță a forțelor politice de dreapta în jurul PNL-ului, care va da următorul premier. Pentru că președintele va numi un candidat de premier de la Partidul Național Liberal. Bun. Mulțumesc pentru participare, domnule și primar. Mulțumesc. Doamnă și domnule, asta a fost emisiunea de astăzi. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.